Eu sunt singurul lucru care a rămas de voi și o halbă de bere. S-au între voi și meci, deci hai să let it going. Deci că, în primul rând, câți dintre voi scrieți teste în mod curent și vă sâcăie extrem de tare faptul că trebuie să scrieți teste și vă puneți întrebarea, ok, firma asta care e așa de bănoasă, n-ar trebui ea să angajeze un test, dar că să scrie teste și o să facă o programare, câți dintre voi? Deci asta este o problemă destul de cunoscută. Vorbesc astăzi despre un framework care încearcă să rezolve problema asta într-un mod destul de imaginativ, folosind așa multele proprietăți. Hai să vedem mai întâi de ce vrem să folosim un framework pentru generarea de teste, înainte de a arăta ce este QuickCheck și ce este, de fapt, o proprietate. Hai să vedem de ce, care este problema care ne sâcâie. Pentru noi este foarte sâcâitor să scriem teste, iar QuickCheck este un tool care ne oferă 80% din avantajele verificării formale cu doar 20% din efort. Și ca să începem, hai să venim la un sistem cu N features. Dacă în planul meu de teste, de testare, vreau să scriu 3 sau 4 unit teste per feature, atunci efortul meu o să fie, efortul de total de testare o să fie liniar. Dar foarte multe teste nu apar decât atunci când interacționează două features, una cu alta. Și atunci trebuie să începem să testăm pereți de features. Și dacă facem asta, efortul devine deja cuadratic. Dar ce se întâmplă dacă există bug-uri subtile care apar numai atunci când interacționează trei features împreună? Opa! Da, ok, bun. Deci începe să sune a foarte multă muncă și începe să sune a problema asta de sâcheală, de care ziceam. Și asta, încă n-am vorbit nimic despre ce se întâmplă dacă am o bucățică de cod și vreau să testez dacă este thread safe. Și asta este un scenariu pe care îl poate rezolva QuickCheck. Și acum hai să vedem cum funcționează efectiv QuickCheck. Dacă am un API pe care vreau să-l testez, vreau să, eu ce fac? Generez aleator date și bombardez API-ul ăsta cu secvențe de date, secvențe de API calls. Deci mă asigur la început că am sistemul într-o stare bine știută și după aceea generez API calls random care să se lege între ele, deci să nu fie secvențe ilegale de API call-uri. Deci generez secvențe de astea de API call-uri și mă uit ce se întâmplă cu sistemul. Deci ăsta este algoritmul complicat care rulează pe API-ul remote pe care testez eu. Eu local, în programul meu QuickCheck, am un model mult, mult simplificat al a ce se întâmplă dincolo în algoritmul ăla complex și arunc date către API, obțin răspunsul, extrag din răspunsul ăsta niște date esențiale, compar datele alea esențiale cu rezultatul din modelul meu. Dacă se pupă, testul a trecut, mai generez o secvență de teste, a trecut și testul ăsta și până la urmă, dacă îl bombardez cu 1000 de secvențe noastre de date, deci dacă îmi bombardez API-ul cu un miliard de secvențe din asta de API calls, la un dat o să găsesc o secvență din asta pentru care nu mai trec testele. Care modelul pe care mi l-am făcut eu local, nu-ți mai cumpă cu ce primesc pe dincolo. Ideea este următoarea. Dacă am o asemenea secvență, nu toate valorile din secvența asta sunt de vină. Nu toate API call-urile pe care le lansez eu către API-ul meu la test, sunt de vină pentru faptul că au picat testul și, în principiu, eu pot să determin care sunt acele 3 sau 4 valori, combinația de 3 sau 4 API call-uri, care îmi produce test failure. Și le extrag separat
produc un așa numit minimal failing example și pe baza acestui minimal failing example este mult mai ușor să divaghez problema. Ok. Ideea este următoarea. Ce se întâmplă dacă eu generez testele astea, nu mai pot să mă bazez cum mă bazam la unit teste, că ok, mi-am definit o valoare bătută în cuie, știu dinainte care va fi rezultatul apelului către API, compar expected results cu ce am eu și văd dacă a picat testul sau nu. Deci nu mai pot să folosesc noțiunea asta de expected results. Și înseamnă că trebuie să îmi pun la încercare imaginația să extrag din esența, din filozofia bucățelei mele de cod, să extrag o proprietate generală. Și în felul ăsta îmi dau seama dacă testul meu generat arbitrar a trecut sau a picat. Ok? Bun, am vorbit despre o proprietate generală. Hai să vedem ce este o proprietate generală. Și ca să vedem ce este o proprietate generală, e destul de greu să definesc, să dau o definiție abstractă pentru ce este o proprietate generală, așa că o să încep prin a da exemple și o să deduceți voi din câteva exemple. Deci, faptul că operația de adunare este comutativă, o pot exprima prin asta, generez un milion de valori pentru X, un milion de valori pentru Y și pentru fiecare pereche de valori, verific că se respectă asta, egalitatea asta. Altă proprietate, pentru dacă aleg la întâmplare un număr natural și le exclud pe cele care sunt impare, le am numai pe cele care sunt pare și adun unul la numărul ăla și numărul ăla plus 1 trebuie să fie un număr impar. Asta este o proprietate abstractă generală. Dacă am un program care face compresie, dimensiunea datelor comprimate trebuie să fie mai mică decât dimensiunea inițială. Deci asta e funcția de compunere pe care v-a arătat-o Lucian. Și, ok. Bun, idempotența operației de sortare, asta este ușor de imaginat. Ce se întâmplă dacă rămân în domeniul algoritmului de sortare, să presupunem că am definit eu un nou algoritm de sortare și vreau să-l testez folosind altceva decât expected results. Păi pot să fac așa. Am o listă inițială nesortată, iau primele 10 elemente din ea, ok, le pun la păstrare, sortez lista, iau elementul cel mai din stânga din listă și pun condiția ca elementul ăsta cel mai din stânga să fie mai mic sau egal decât fiecare dintre cele 10 elemente care erau cel mai în stânga în lista nesortată. Asta este un mod generic de a verifica un algoritm de sortare în care nu trebuie să știu dinainte care va fi lista efectivă sau cât de lungă va fi, ce elemente va conține și așa mai departe. În cazul nostru s-ar scrie așa în Haskell proprietatea asta, și anume, dacă lista inițială este my list, deci o sortez și eu elementul cel mai din stânga și îl pun să se cheme head of sorted list și zic așa, pentru primele 10 elemente din lista inițială nesortată, elementul cel mai din stânga al listei sortate trebuie să fie mai mic sau egal decât acest i. Ok? Și după ce am pus toate aceste valori booleene într-o listă, aplic operatorul AND asupra întregii liste și dacă lista aia conține numai valori true, atunci și AND de lista asta va fi tot true. Ok? Bun. Și acum am ajuns la o mică diagramă. Vreau să-mi spuneți ce vă sugerează vouă diagrama asta. Cine s-a jucat cu chitară electrică vreodată? Ok? Ăsta este efectul de fază de la chitară electrică. Cum se face că atunci când
când folosește cumva o chitară electrică și scoate un sunet, sunetul ăla are o durată, sună așa puțin bzzz, așa, și are o intensitate constantă în condițiile în care, real, corda aia are o amortizare atunci când vibrează. Păi, în firmware-ul chitării electrice, există o funcție care se numește clamp, care ce face? E ca așa, ca o menină și spune valoarea amplitudinii nu are voie să depășească. Dacă a depășit, am retezat-o. Ok? Și asta este funcția asta, care vine așa de la minus infinit orizontal, după aia o ia la 45 de grade ca și funcția identitate și după aia merge în control, încolo, înspre plus infinit, tot așa la orizontal. Deci așa funcția clamp. Ok. Vreau să țineți minte funcția asta clamp, că o să mai folosim și în demo, la sfârșit. Deci, și asta este o altă proprietate. Pot să am două implementări pentru aceeași funcție și să arunc înspre ambele valori random, să colectez rezultatele de la ambele și să le verific dacă se pupă. Și în cazul meu, cele două implementări de funcție clamp sunt asta. Deci, dacă e mai mare decât upper bound, e upper bound, dacă e mai mic decât lower bound, lower bound și dacă în alte cazuri, am IL, aia oblică. Altă implementare este, pun cele trei valori într-o listă, lower bound, upper bound și IL, le-am pus într-o listă, am sortat lista și am luat elementul de la mijloc. Asta înseamnă, deci, dacă iau indexul 1, înseamnă că am luat elementul de la mijloc. Și exact acel rezultat nu dă, dacă vă gândiți puțin, să zic așa, strâmb și vă gândiți drept, asta face funcția asta. Bun. Altă proprietate, hai să zicem că nu am folosit funcția MD5 pentru a calcula suma de control pentru boțuri de date. Am folosit-o ca să, nu știu, hai să vă imaginați că vă pun eu să creați un algoritm care trebuie să scoată un set de caractere de lungime 32 și care trebuie să aibă, într-un mod cât mai omogen și cât mai arbitrar, amestecuri de cifre și litere. Litere lowercase și cifre. Cum ar trebui să arate un asemenea algoritm? Cum aș putea testa un asemenea algoritm? Ideea este că, ok, pot să verific în primul rând că rezultatul are lungime 32, asta e prima și cea mai banală proprietate, însă mai trebuie o chestie. Cum fac să pot testa că algoritmul respectiv generează o cantitate suficientă mare de entropie? Ce este entropia asta? Este un concept abstract. Cum pot să testez un concept abstract chiar și cu expected results? Cum pot să testez un asemenea... De fapt, cred că cea mai bună întrebare aici este ce înseamnă suficientă acolo? Exact. Exactly. Cum definez? Bun. Ca să definez cumva ce înseamnă suficient de multă entropie, trebuie să încep puțin să disec niște lucruri. Trebuie să mă uit puțin la natura problemei, trebuie să mă uit puțin la natura acestui output. Păi el este format din secvențe random de cifre și litere. Ce pot să fac? Ok, deci asta este cum capturez esența entropiei ca să pot scrie pentru ea o proprietate generală. Păi, iau stringul ăsta și ce fac? Primul lucru care îmi vine să-l fac este să-l sparg în secvențe separate de cifre, litere, cifre, litere și mai departe și să mă uit după aia la el, neștiind nimic altceva. Și ce observ? Păi, primul lucru pe care l-aș observa este, ok, dacă trebuie să fie cât mai omogen toată chestia asta, ce să am cât mai multă entropie, nu pot să am mult mai multe cifre și foarte puține litere. Pentru că asta înseamnă mai puțină entropie. Ideal, entropia înseamnă să am un număr cât mai egal, cât mai, pe posibil egal de cifre și de litere. Ok, deci asta este un imbalance clar. Deci aici să zicem că a picat testul. Bun, deci... Deci, în cazul ăsta, testul a picat. Mai pot face și alte lucruri. De exemplu, dacă am succesiuni mult prea lungi de cifre sau mult prea lungi de litere, și asta e o chestie care
cipește puțin din entropie. Deci ideal ar fi să am așa, să am secvență de maxim 4 cifre sau 4 litere și uniform aranjate. Deci cumva să am foarte multe de 1, câteva de 2 și mai departe. Mai trebuie cumva ca secvențele, lungimile secvențelor de cifre să urmeze o repartiție geometrică cu 10 pe 16. Ne putem gândi și la asta, dar trebuie să fie în specificație. Deci, cam asta înseamnă să fie random, da. Da. Deci depinde și cum ai scris specificația. Deci dacă ai o specificație clar definită, atunci te gândești cum poți să scrii proprietăți generale pe baza acelei specificații. Ok. Bun. Și aici, la un dat când pregăteam slide-urile astea, mă uitam la serialul ăsta, SF Continuum. Și la un dat, personajul principal mergea ea pe stradă liniștită, traversase o stradă și în spatele ei două mașini care veneau din sensuri perpendiculare, buf, una în alta. Și se uită personajul ăsta principal, la cele două semafoare, ambele erau, arătau verde. Ok. Și cineva, mă rog, deci era clar, cineva sabotase infrastructura asta. Deci era un scenariu în ăsta cataclismic. Și m-am gândit, ok, și asta ar fi, semaforile astea sunt controlate de o bucățică de software care, care ia input-uri, output-uri și are fault tolerance în ea. Dacă rulează să bucățica asta de cod pe mai multe semafoare și alea comunică între ele, asta cumva trebuie cumva să, să aibă și un mecanism de fault tolerance embedded în ele. Și asta este o proprietate pe care am putea scrie pentru un asemenea embedded software, și anume că nu are voie ca la o intersecție să afișeze în ambele sensuri, în ambele direcții verde. Dacă vă gândiți că la sistemele de semafoare din Unirii Romane și Universității, ele sunt foarte complexe și pentru alea pot fi scrise niște proprietăți generale mult mai interesante. Gen ce se întâmplă dacă vine un vitezoman, dacă vin doi vitezomani și nu se uită foarte bine la ce se întâmplă la semafor. Bun. Și avem și am pregătit și un demo. Bun. Pentru demo asta, hai să văd ce... Deci, 3... Un buffer circular. Ce este un buffer circular? Ce nu mai țin minte? Buffer care indexează modulul lungimea 2. Deci, ideea unui buffer circular este următoarea. Este o listă de elemente care, să zicem că pornește de la 0 și asupra listei poți să aplic două operații. Push-right, deci adaug un element în partea dreaptă, și pop left. Și o altă operație pe care pot să o apelez este să-i cer lungimea. Așa. Și da, un buffer circular are proprietatea următoare. Că are o lungime maximă, să zicem max length egal cu 10, și în momentul în care am ajuns la lungimea asta, dacă îi dau un element în partea dreaptă, ăsta din stânga este scos, astfel încât lungimea să rămână la 10. Ok? După aia, dacă îi mai dau pop left, nu știu ce, lungimea scade. Bineînțeles că buffer circular nu poate să fie niciodată, nu poate să aduce o lungime mai mică decât 0, asta e by default. Dar ideea este următoarea. Dacă eu din bufferul ăsta circular extrag ca și indicator cheie lungimea, atunci lungimea asta se poate deplasa între 0 și 10. Mai mult nu poate. Și dacă am ajuns deja la 0, și aplic pop left, atunci el rămâne tot la 0. Dacă ajuns la 10 și apelez push right, îi mai dau un element, lungimea lui rămâne tot la 10. Și asta vă aduce aminte de funcția de mai devreme, pe care vreau să țineți minte, vreau să o păstrați în minte pentru demo-ul de acum, funcția clamp. Deci, algoritmul ăsta complex, relativ complex, al unui buffer circular,
din el pot să extrag esența asta, care este lungimea vasului circular, și lungimea asta se supune funcției clap. Deci întotdeauna când am când ajuns la zero, dacă îi spun clap de lungime minus 1, eu să zic că clap minus 1 e ok, să mă aflu în regiunea asta. Deci mă duce din nou la zero. Bun, ăsta este modulul. Deci am așa. API-ul remote al meu este buffer circular. Modelul meu mult, mult simplificat este funcția clamp. Și acum ce o să fac? O să generez o listă foarte lungă de apeluri pe care le puteți vedea aici. De exemplu, pop left, push right, nu știu ce valoare, pop left și așa mai departe. Și mai am și o funcție de clear care șterge tot din buffer circular. Deci, practic, generez liste din astea care au lungimi arbitrare și au și elementele generate arbitrar. Și după ce m-am asigurat că buffer circular din remote API are starea inițială, adică este lista vidă, încep și lansez asupra lui liste din asta de apeluri. Și la fiecare, după fiecare apel din asta, am modelul ăla local care este clamp și verific, ok, lungimea bufferului circular remote este egală cu modelul meu local. Și hai să vedem cum funcționează. Deci, am aici am făcut în Python. Deci hai să ne uităm puțin la codul cu buffer circular. Deci, buffer. Și deci am așa. Este făcut în Flask, în pointul ăsta. Și am am câteva API-uri pe care le pot face. Push right, pop left, cere lungimea și clear. Șterge tot din buffer circular. Și asta e tot. Ok? Deci programul nu e foarte complicat și este obviously corect. Hai să-l lansăm în execuție. Ok, și aici bun. Și aici el ce face? O să vedeți din când în când am terminat primul test, am terminat al doilea și mai departe. Deci el când a terminat de lansat, când a epuizat câte o listă din aia de apeluri de API, spune, ok, testul ăsta a trecut, testul ăsta a trecut și mai departe. Și la fiecare pas îmi spune, ok, lungimea locală, lungimea din modelul meu este asta, lungimea primită de dincolo este asta, întotdeauna se pupă. Ok. Aici nu e nimic interesant, va trebui ca să pot vedea că se comportă, că face ce vreau eu, va trebui să introduc eu în mod artificial bug-uri în API-ul ăsta Python. Și asta o să fac într-un mod foarte simplu, pentru că le am deja făcute undeva, în niște comentarii. Deci nu va trebui decât să iau și să copiez niște cod de aici. Ok, deci primul bug. Ai încercat să accesezi serviciul ăla cu mai multe teste running concurent? Nu, pentru că asta ar fi fost o chestie interesantă, chestia asta, însă nu am un laptop cu 4 cores. Și de ce? Poți să faci așa, ai nevoie de două laptopuri cu 4 cores, ca să poți face reliable chestia asta. Pentru că este foarte determinist modul în care... Deci, tu trebuie să-ți pornești automat pe premisa că un core este ocupat de puterea sistemului de operare. Care, mă rog, ăla, aia, bun. Un core este ocupat de quick check-ul care urmează în Haskell. Încă un core este ocupat de endpoint. Și mai rămâne
un cor liber. Ar trebui, deci asta dacă ai un laptop cu alt cor. Dar nu știu interlivingul dintre ele, așa că eu cred că ți-ajungi și dacă ai două coruri sau patru coruri și nu două laptopuri. Deci, ce am eu acasă, am două laptopuri dual core. Deci nu am făcut experimentul ăsta, fiindcă nu am siguranța că... Deci, este foarte determinist. Dacă eu am două laptopuri cu dual core, în fiecare dintre ele un cor rezerv cu sistemul de operare, eu am practic două laptopuri single core cu care pot să mă joc cu QuickCheck-ul într-o parte și cu endpoint-ul în cealaltă parte. Deci, conceptual nu are sens, din punctul meu de vedere, să încerc să... Ok, aș fi putut face chestia asta din Haskell cu green flag-uri, dar ăla, în principiu, tot, în ultima instanță, tot pe câte un core rulează. Deci, dar... nu știu cum să fac să... Mă rog, întrebam pentru că mi se pare că și cum... Asta e I.O. bound, adică e la I.O. nu la procesor. Și atunci dacă interlinkul e nasul, tu ai un endpoint care face push-write și un endpoint care îți face length. Și poți fi un race condition în care faci push-write 11, pop-left 10, length 10. A, e bine, dar am ajuns la 11. Și de asta mă gândeam dacă încercam mai multe... Da, ideea... Deci eu aș fi încercat cu alte chestii. Aș fi încercat să văd dacă SQLite, de exemplu, este thread safe. Deci la asta m-am gândit. În primul rând, nu mi-aș unde timpul aici la prezentare. Da. Al doilea rând... eram curios dacă încercați. Da, nu, n-am încercat. Bun, deci primul bug este dacă elementul pe care încerc să-l adaug eu în partea dreaptă este divizibil cu 131, atunci refuză să face operația de push-write. Și aici facem chestia asta. Deci Y și o să-l pun aici. Pac. Și ok. Bun. Ok, deci am introdus bug-ul ăsta. Ok, și dau drumul din nou la suita de teste. Și să vedem ce se întâmplă. La un dat o să apară aici ceva ciudat. Trebuie să vedem când apare. Trebuia cu 2. Nu, e. Apropo, pe timp ai. Aha, ok, bun. Deci vreau să-mi calculați, dacă aveți un calculator pe mobilul vostru, că 80958 este divizibil cu 131. Ok, deci mă pierd secunde, da? Bun, deci... ne uitasem adineaul și am văzut că rula așa la infinit, nu găseam niciun bug. E bine, acum am găsit un bug. Dar de ce sunt doar 12 teste? Că sigur au fost mult mai multe cereri acolo. Deci el face, el lansează secvențe de teste. O listă din aia lungă este un test. A, deci ai 12 grupuri de... 12 grupuri de... Da, deci eu practic, din cauza că eu testez un sistem stateful, eu ca să testez un asemenea sistem, unul la mână, îi trimit un apel de API prin care sunt asigur că l-aduc într-o stare bine cunoscută și după aia lansez asupra lui o secvență de random API calls. Și ăla este un test, considerat un test. Dacă în toate, după fiecare dintre apelurile alea individuale, am comparat cu modelul meu local și s-a pupat, am considerat că a trecut testul. Aici, din cauza că am găsit... Așa, deci el ce a făcut aici? El a făcut shilling. Deci el mi-a generat o listă de 50 de elemente și după aia a găsit o listă foarte lungă de 50 de elemente la care testul a picat și după aia a început să ia subliste ale listei alea și ia să vedem. Pentru sublista asta, pică sau trece testul? Dacă trece, atunci ia altă sublistă. Bun, i-am făcut eu o funcție și special făcută pentru exemplul ăsta, în care el tot restrânge și reduce lista aia lungă, care conținea un singur element divizibil cu 131, la o listă foarte scurtă de un
singur API call. Minimal. Da, minimal să fie minimal failing test. Așa, bun. Vreau să mă am încă un bug și gata. Deci, hai să facem bugul ăsta să fie mai subtil. Deci am un al doilea bug care zice așa. Dacă este empty buffer circular și cel mai din stânga element este divizibil cu 17 și elementul pe care îl inserez eu acum e divizibil cu 19, atunci programul va refuza să facă push-right. Și hai să ia de aici codul. Ok. Paste și eu șterg asta. Și bun. Ok. Și acum el trebuie să găsească o listă cu două elemente. Deci trebuie să, din lista la de 50, trebuie să se reducă prin operație de shrink un failing test la un minimal failing test cu două elemente. Și verificăm că primul este divizibil cu 17 și al doilea este divizibil cu 19. And now we wait. Ca în reclama aia. Așa, session failed. Și aici îmi spune... da, aici spune câte shrink-uri a făcut și câte dintre ele, câte teste au fost succesful. Aici punctul ăsta nu are semnificație de virgulă decimală. Deci ce înseamnă 0 la început? 0 0 teste au trecut. După ce face shrink. Deci ăsta este genul de test framework pe care, pentru care scrie o proprietate și ești obosit la 5 jumate și lași să rulezi peste noapte. Dar o să, deci din ce am testat, o să facă ceva în timp util. Și de obicei când îți apare un caz ăsta care dă fail, cazul ăla particular se ia și se pune ca test de regresie? Cazul ăla nu, trebuie să-l salvezi pe undeva. Da, da. Așa se, adică e practică comună deci, asta? Da, deci ăsta, practic, dacă partea asta de quick check o face testerul și, deci testerii au metodologii speciale, ei trebuie să creeze rapoarte, să ai nu știu ce, și în rapoartele alea de testare, spun, ăsta este un contraexemplu, astea sunt datele, verificat că pică, trimis workflow înapoi către developer. Sau mă rog, dacă faci asta un developer, se documentează undeva și se consideră că trebuie scris un unit test de regresie cu datele astea. Da, da, asta întreabă. Dacă nu prea, din ce am citit, nu prea am văzut că se face chestia asta. E doar quick check și atât. Dacă îți apare un caz care pică, prepară bug-ul, dar nu faci și testul de regresie, ceea ce înseamnă că... Da, deci... Nu știu. Adică, da, nu știu. Depinde și de cultura organizațională, de cât de bine pus la punct e workflow între developer și tester, deci nu, ăsta nu un răspuns pe care să-l pot dă eu. Dar ăsta e divizibil cu 17 și ăsta e divizibil cu 19. You can check it, but trust it. Sigur nu e invers? Cum? Sigur nu e invers? Sau ai? Verifică. Hai să facem proba. Păi eu cam atât am avut. Beneficiu. Care e beneficiu masiv? Adică configurarea inițială... Nu, n-am văzut cum arată o configurare adică inițială sau cum ar trebui să arate o... Da, răspundere, da. Adică generează niște fixture-uri, dar ai zis că știe pe ce call-uri se ducă să fie valide și adică chestiile astea pe spun că trebuie să le configurezi tu, nu? Deci, ce se întâmplă? Stai puțin să-ți arăt cum am procedat la... Deci, less... Cum? Nu e cu 17, da? 32, 8, 8, 9, e cu 19? Punct HS, ok.
Deci ideea este următoarea. O clipă, deci deci eu am definit aici un tip de date care se cheamă action list, care reprezintă nu este altceva decât o listă de acțiuni. Iar acțiunile sunt push, write, public, nu știu ce. Așa. Pentru tipul ăsta de date action list, ce am definit? Am definit o instanță arbitrary, unde am spus așa. Nu, este arbitrary pentru action. Pentru action list, însă așa. Vreau să-mi spui, deci eu vreau să-mi alegi la întâmplare un număr între 1 și 50 și vreau să fie lungimea secvenței de apeluri, ok? După aia vreau din, stai așa, din vector, așa, deci vreau să-mi construiești o listă de, aici mă rog, e vectoră, dar ar trebui să cheme listă, o listă de lungime asta, formată din, din elemente arbitrare de tipul action. Deci și action este elementul de arbitrare de tipul action sunt definite aici și însă așa. Deci cu pondere 2 să trimiți un apel clear, cu pondere 11 să trimiți un apel pop left și cu pondere 20 să trimiți gen push right, unde gen push right este alegeți un întreg între 10.000 și 9.999, așa. Și pune un pop, un push right în față și trimite-l ca API call. Ok? Deci el practic, totul este definit de mine, pentru că API este cumva... destul specific. Da, este destul de specific. Însă mă ajută foarte mult sistemul de tipuri. De fapt, deci faptul că eu pot să scriu la modul foarte expresiv chestia asta, să definesc mai întâi tipul action ca fiind ce? Deci cum ați văzut la Lucian, este un subtype care constă din clear pop left și push right de ceva întreg. Ok? Și faptul că Haskell este strongly typed și statically typed mă ajută foarte mult. Să-mi spice testele. Da. Nu se întâmplă să spice testele. Deci sunt două lucruri care concurează la ușurința și expresivitatea cu care pot defini asemenea teste. Sistemul de tipuri al Haskell-ului și API-ul foarte bogat al QuickCheck-ului, care îmi permite să scriu foarte ușor generatori de date arbitrare. Iar QuickCheck a fost adaptat și în alte limbaje de programare, deci o să găsiți QuickCheck și în Python, chiar și în limbaje mai obscure, uit acum. Deci e un QuickCheck și în Java sau chiar mai multe. QuickCheck și în Scala Check. Așa, în Erlang, Erlang este open source, e făcut de firma Cubic, al lui John Hughes, care a scris... Nu e niciun open source acolo. Este unul, se cheamă Afra, nu știu cum se cheamă. În fine, e unul, există unul. Dar nu este quick check-ul făcut de John Hughes, ăla este closed source, da, și comercial. Și apropo de chestia asta, John Hughes, cel care a scris quick check-ul inițial în Haskell, deci după ce a portat quick check-ul în Erlang, el a făcut un business din toată chestia asta, deci el merge la diferite firme și le scrie teste din astea cu property-based și mănâncă o pâine din chestia asta și mai e o firmă în Germania care se numește Zero Buzz și care tot așa face, mănâncă o pâine din quick check, făcând mai nimic altceva decât quick check, implementând teste pentru API-uri specifice. Da, pe Erlang, pe Erlang e nu, Zero Buzz pe Haskell. Da, eu bine, doar cu knowledge, practic. Da, nu, deci nu, după cum ați văzut, quick check-ul nu este extrem de complicat, doar să... Cea mai complicată parte a quick check-ului este să imaginezi proprietăți, de astea generale. Și nu este immediately obvious cum să scrii o proprietate generală pentru un algoritm pe care ți-l descrie cineva sau pentru care aveți o specificație. Îți trebuie mai mult decât intuiție, deci
mintea analitică de programator, îți trebuie și oarecare fragment de intuiție de testuri. Deci e cumva o activitate right brain, left brain. Dar este posibil, adică nu... dacă îți creăm puțin mintea, ajungi la niște proprietăți interesante pentru profite. Iar apropo de, așa, te ziceam, e mult de multi, de best conditions și de thread safe. În momentul în care, să zicem că ai două laptopuri 4 core și ai un endpoint care sparte o bază date SQLite, tu deschizi trei thread-uri paralele și îi spui, ok, vreau să-mi testez funcția de auto-increment din, nu știu, din SQLite sau din MySQL sau something. Și deci, tu îi spui așa, deschidem trei thread-uri, un thread să ceară un milion de valori, celălalt thread la fel, celălalt thread la fel. Și după ce am făcut toate, după ce au terminat de rulat cele trei thread-uri, eu să văd că auto-incrementul ăla a crescut în bază de date de la 0 sau de la 1 la 3 milioane 1 sau sunt ceva de. Și în momentul ăla îmi dau seama dacă, în mod foarte simplu, dacă este thread safe endpoint sau bucățica de cod din bază de date care implementează acel auto-increment sau database sequence. Any other questions? Am eu una, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Deci eu prin tool-ul ăsta, de fapt, nu testez API-ul, ci încerc să-l rup. Încerc să găsești contraexemple care să poată fi folosit pentru debugging. Deci să-l rup, nu, e... Adică corner cases. Oricând există riscul să fie exact niște corner cases pe care eu ca developer știu și le pot testa, dar tool-ul aruncând date random să nu poată să nimerească fix pe cazul respectiv. Gen, sunt o bancă și la sfârșitul lunii trebuie să fac, nu știu, evidența la sfârșitul lunii, ceva. Și la sfârșitul lunii se întâmplă ceva. Că nu se întâmplă restul zilelor. Dacă eu rulez testele mele în restul zilelor, nu o să pic pe cazul respectiv niciodată. Da. Deci, de ce m-am blocat puțin la felul cum ai formulat întrebarea? Fiindcă quick check nu este primarily targeted ca să facă sistemul să crape. Pentru asta există framework-ul fuzz testing. Quick check este pentru găsirea de defecte funcționale. Deci, într-adevăr, dacă tu ai niște evenimente simultane care se întâmplă la sfârșit de lună, tu atunci trebuie să te gândești care sunt API-urile care se întâmplă în mod natural la sfârșit de lună, în plus față de în timpul lunii. Atunci scrii un test quick check care pune toate testele astea la loc și deschide nu știu câte thread-uri și aruncă date simultan. Și în momentul în care el aruncă date simultan și găsește un contraexemplu și după aia se face shrink, îți găsește o secvență din asta ciudată de evenimente care se întâmplă și care fac să nu se comporte, ca sistemul să se comporte ciudat. Dar, după cum zicea și Ionuț, pentru asta trebuie un algoritm de interleaving. Deci, practic, tu să iei toate secvențele astea de API-uri, trimise de toate threadurile, să observi care sunt toate încremenările posibile, toate cronologiile posibile care se pot obține din acele secvențe de teste, de la multe threaduri, să observi care a fost starea finală a sistemului, să te uiți dacă starea respectivă finală a sistemului după terminarea testului este starea finală a vâna între încremenările astea de secvențe de apeluri. Dacă da, testul a trecut, dacă nu, testul a picat. Și așa este o strategie posibilă, o tactică posibilă de testare. Am înțeles, deci eu trebuie să am knowledge asupra funcționării aplicației ca să știu să-mi formulez în ce range-uri să-mi dea mie datele aleatorii.
Da. Ca da. Să forțezi oareșcum cazurile să se potrivească. Da, deci aici nu poți să spui, ok, am doar niște rețete cu kick-cutter, le folosesc spanarea și... Nu, aici trebuie gândită problema analitică, deci trebuie, e un efort, nu... însă, efortul este, răsplatare, efortul respectiv este un zecit, un sutit, un milionit. Pentru că este nefezabil ca un tester sau un developer să poată scrie teste pentru toate combinațiile posibile de evenimente care se pot întâmpla. Oricum, îți trăi ceva tare când formulezi proprietățile astea, că știu eu, pentru fiecare proprietate verificată, deci practic în fiecare test case, QuickCheck generează maxim, by default, maxim 100 de încercări. Și practic tu ar trebui la 100 de încercări să atingi cazul ăsta excepțional. Da, el by default face asta, însă eu aici i-am spus, ok, generează 1 milion de încercări. Ca să mă plictisesc eu mai întâi de rulat testul înainte de a termina el. Asta cred că merge la ceva genul ăsta care e un pic brute force, dar dacă ai multe proprietăți, nu știu dacă poți bagi 1000 la fiecare algoritm sau ceva. O să stai prea mult după aia. Păi, acum depinde. Deci aici, fiind un... Cred că poate fi folosit pentru continuous testing sau ceva de genul ăsta, încât să conteze că durează prea mult sau ceva de genul. Mă gândesc că îți iau și mai trebuie și deci aici bottleneck-ul principal a fost faptul că endpoint-ul este făcut în Python. Însă dacă endpoint-ul este, să zicem, făcut în Java, shell fiind compilat și Java fiind compilat, tot ce ați văzut voi aici se întâmplă de, I don't know, 5 ori mai repede. Dar nu, dar nici nu trebuie să fie un serviciu web, poate să fie o funcție da, fie, pe, care, da. Pe care testez. Nu știu, parcă mi se pare exagerat mie acum să fac 1 milion de teste pentru chestia aia. Adică cumva arta un pic ce e să găsești proprietățile care sau filtrele când generezi arbitrarii să fie cumva targetate spre anumite valori. Și QuickCheck deja cumva e biased către valori de excepționale. De exemplu, să-ți bagi tot timpul 0 la numere random sau cred că negative și pozitive tot timpul. Deci e chiar random în totalitate. Da, ideea, da. Și aici intervin instanțele default făcute de QuickCheck pentru indicer, în care tot majoritatea valorilor sunt valori mici sub 100. Deci nu numai că numărul de teste by default este 100, dar valorile arbitrare generate sunt toate în jur de, nu, de la 1 până la 20 majoritatea, mai sunt câteva rezoluții peste 20, dar toate sunt sub 100. Și ideea fiind că dacă un bug se, dacă un bug va avea loc cu probabilitate mai mare pentru valori mici decât pentru valori mari. Asta fiind filozofia de a QuickCheck-ului. Dar eu aici am suprascris chestia asta și nu, deci nu. Eu am, când am generat valorile, l-am generat între 10.000 și 9.999. Deci, mi se pare că trebuie să te gândești în același mod în care te gândești când scrii un test unitar. Trebuie să te gândești la cazurile corner cases. La alea trebuie să te gândești cumva, acolo le pui hardcore date, bă, ce se întâmplă la 0 dacă fac din împărțire cu 0. Văd că handle-uiește asta. Cam așa și în QuickCheck trebuie să te asiguri că exemplul la corner case-ul ăla e inclus în instanțele alea de arbitrări. Da. Deci acum, deci, ce am făcut aici este, am scris, o proprietate. Dar tu când rulezi teste, poți să rulezi niște proprietăți ultra simplificate cu feature-urile ca default ale QuickCheck-ului și deci cu valorile la mici sau și care da. Potențial sunt corner cases. Așa? Deci corner cases în principiu că sunt valori mici sau liste scurte sau chestii asta și să scrie alte proprietăți care să exerseze asta, și valori mari, dar foarte multe și foarte randomly distribuite. Deci, nu trebuie și nimeni să scrie mai multe proprietăți și să le rulez da. Pe toate. Nu poți să folosești pentru proprietăți destul de simple, dar unde nu poți să testezi decât cu date multe, gen dacă îți implementezi o structură de date super complicată, să poți să bagi multe operații în ea și după aceea să verifici anumite proprietăți simple. De exemplu, un arbor binar de ăsta, balansat.
și bagi multe chestii acolo și la un moment dat, nu știu, implementarea aia de alb, roșu, negru e super complicată și poți să greșești oriunde. Și te prinzi așa, știi, din teste super mari. Da, deci... Pare simplu așa când rulezi test, nu știu, faci 20 de valori. La albă, roșu, negru e chiar foarte simplu, fiindcă ai patru reguli mari și late care sunt date ca și specificație și alea sunt proprietățile tale, deci acolo e chiar ușor de implementat un quick check. Da, am avut toate de făcut o chestie cu doi arbori. Puteam să mut dintr-o parte în alta și puteam să am Q-uri duplicate în ei și acolo am folosit și am zis. Adică am mai făcut eu, dar bunesc că asta... Dar cum te strezi un arbore din asta? Că practic tu nu ai voie strict în implementarea lui. Te-ar interesa mai degrabă dacă... Deci, nu, cum faci implementarea? Da, da, dar nu formulez proprietatea că e balansată. Da, pe de ce am? Eu aveam ceva de ce să... Că nu ai voie să uiți nimic. Ai o listă, ai o listă de... Sau ai. De numere și vrei să știi tot timpul median. Știi? Și ca să știi tot timpul mediana și ai operații, de exemplu, poți să aduni în lista asta, poți să ștergi elemente și poți să le aduni mai multe ori și vrei să știi mereu care e mediana. Și atunci folosești doi arbori, unul stânga și unul dreapta. Și implementarea o faci tu, dar ca să păstrezi valoarea asta mediană, tu poți să calculezi, știi mereu care e mediană, poți să te-o ții din listă. Dar vrei să vezi dacă ai implementat corect arborul. Și după aceea să iei valoarea minimă într-un arbor, să o muți în partea cealaltă și tot așa. Da, asta e specifică pentru arbori roșu-negru? Nu, dar... Adică cumva roșu-negru e particular faptul că e balansat cumva artificial. Că dacă am un arbore binar, pot să găsesc ce atunci se compara. Da, corect, eu am dat un exemplu pentru că e o structură și de implementat. Și atunci, dacă ai ceva unde nu poți să faci după aia foarte ușor, te da, ajută să găsești... Da, întâmplarea asta ajută cumva. Da. Da, da, corect. Sare în aer. Ia, mă culc dimineața să vedem dacă îmi place ceva. Ok, păi mulțumesc pentru atenție, v-am ținut până la 9. Chiar nu, am ținut chiar. Ok. Mersi.